încredințați că timpul pe care am ales să-l petrecem împreună va aduce un real câștig pentru sufletele noastre. Vrem să ne aplicăm asupra acestui subiect de o importanță covârșitoare, deși astăzi el nu mai este atât de dorit. Nimănui nu-i place ca să discute despre problema aceasta care este considerată spinoasă, păcatul care ne înfășoară atât de lesne și care ne înstrăinează de Dumnezeu. Cu siguranță că acest subiect a fost aruncat la groapa istoriei, dar e binevenit ca prin Evanghelie să-l scoatem din nou la lumină și să putem înțelege că datorită păcatului noi am fost despărțiți de Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om desăvârșit și a fost fericit până în ziua în care el a comis fără de legea. Era obișnuit să trăiască liber, era într-o relație frumoasă cu creatorul lui. Era o atmosferă extraordinară acolo, în Grădina Edenului, iar omul era într-un echilibru fizic, emoțional și spiritual perfect. Învățase omul să trăiască după adevărata viață, viața care era din viața lui Dumnezeu după licența uh, divină. Și prin uh, fructele pomului vieții, această viață s-a uh, perpetuat o bună perioadă de timp. Din momentul în care omul a ales să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, despărțindu-se în felul acesta de Dumnezeu, a ales să trăiască o viață păcătoasă, a, trez, a, a ales să trăiască o viață în care au ap a apărut suferința, a apărut întristarea, a apărut durerea, a, înstrăinarea și moartea. Viața pe care omul a ales să o trăiască, bineînțeles pe care nu o putea înțelege și nu o putea cunoaște, era după o licență, de data aceasta piratată, o, lic o licență luciferică, satanică care în final a condus la moartea păcătosului. De aceea spunea Apostolul Pavel că diavolul a reușit să orbească mintea necredincioasă a tuturor oamenilor. Așa să fim puțin atenți. Spuneam că, în general, astăzi suntem mulțumiți cu starea noastră. Suntem mulțumiți cu programul pe care îl avem în fiecare zi și se pare că nimic nu ne mai mustră Nimeni nu ne mai atrage atenția pentru că o societate întreagă s-a familiarizat cu păcatul. În cartea cu titlul Ce s-a întâmplat cu păcatul, scrisă în anul 1973 de psihiatrul Karl Menninger, acesta afirmă că păcatul sau ideea de păcat în totalitate a dispărut efectiv din cultura noastră, din cultura umană, din păcate, Noțiunea aceasta de fără de lege n-a dispărut doar din cultura seculară, ci chiar din uh, rândul credincioșilor, uh, din rândul copiilor lui Dumnezeu. Întrebarea este, nu mai păcătuim noi astăzi sau păcatul nu mai este văzut așa cum ar fi trebuit ca să fie uh, văzut? Cu siguranță că avem și o explicație. Păcatul a fost convertit în loc ca omul să se transforme după cuvântul lui Dumnezeu, se pare că păcatul ne înfășoară atât de lesne și ne dă o stare de mulțumire și de bine când privim în stânga sau în dreapta noastră, vedem că toți oamenii săvârșesc nelegirea. Gândiți-vă la câteva detalii, lucruri care astăzi sunt normale. Să vezi femei în stare de ebrietate, nu? Femei care consumă cu foarte multă ușurință alcool. Femei care își permit să ducă la buze țigări prin care își otrăvesc uh, trupul, își otrăvesc mintea. La fel, copiii care sunt neascultători de uh, părinții lor nu mai sunt supuși niciunei forme de ascultare. Elevi care în uh, timpul liber frecventează din ce în ce mai mult sălile și sălile de joc unde cheltuie bani și își rosesc tinerețea. Se pare că societatea a reușit să definească păcatul, să-l facă atât de atrăgător încât mulți dintre noi considerăm că aceste aspecte ale vieții social-morale, conexe ideii de păcat, să nu ne mai tulbure, să nu, să nu ne mai dea niciun fel de uh, preocupare. Gândiți-vă că astăzi avort, avortul a devenit un fel de planificare familială, hoția sau furtul e o completare pentru subsistență și lista aceasta ar putea să continue. În general, între cei tineri, relațiile premaritale sunt experiență de viață și... Toate acestea cu aprobare dacă vreți, pentru început tacită a societății, apoi lucrul acesta a fost îmbrățișat cu multă ușurință, chiar de către Biserica Creștină. Cu privire la lucrurile acestea, pentru a-și întări observațiile, doctor Meninger, deci psihologul despre care vorbeam. Remarcă faptul că în cuvântările prezidențiale cu ocazia zilei naționale de rugăciune a statelor unite, ultima dată când a fost menționat cuvântul păcat a fost în cuvântarea președintelui Eisenhower din anul 1953, care la rândul lui cita o declarație de la anul 1863 dintr-o cuvântare a președintelui Abraham Lincoln. Deci, după cum observă și acest uh, doctor, spunea el, ca națiune, am încetat oficial să mai păcătuim acum vreo 20-50 de ani uh, în urmă. Cam aceasta este, dragii mei, starea noastră, starea societății. Păcatul a devenit un lucru obișnuit, familiar este promovat în toate sferele societății până la cele mai înalte cancelarii nu? din întreaga lume. Personalități cu funcții de răspundere care ar trebui, și sunt adevărați lideri, nu? care ar trebui să fie exemple și modele, de data aceasta se pare că ei îmbracă costumul acesta care lipică atât de bine pe care scrie Despărțit de Dumnezeu, pe care scrie păcat. Interesant este că, prin Hristos, Dumnezeu ne-a răscumpărat din păcat, El a ispășit păcatul nostru la cruce și încearcă din nou să legalizeze un sistem de operare nou pe care, prin păcat, noi l-am pierdut și vrea să ne conducă înapoi la vechiul legământ edenic. De aceea, ne spune să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. Iisus. Să avem mintea lui Dumnezeu. De aceea, subiectul nostru de astăzi poartă titlul Înnoirea minții. Este ocazia pe care Evanghelia mi-o oferă mie și ți-o oferă și ție, ca să devenim oameni transformați. Procesul acesta care se cheamă convertire are loc de la ridicarea noastră din fundul mocirilei, din păcat până la sfințirea sau desăvârșirea pe care o așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Cu privire la Domnul Isus Hristos, există un gând pe care vreau să-l împărtășim împreună, care spune așa, un trup omenesc, o minte omenească cu proprietățile ei specifice, el a fost oase, creier și mușchi, om ca și noi. El a fost limitat la zlăbiciunea omenească, el a umblat pe acest pământ ca om. El a avut rațiune, conștiință, memorie, voință și sentimente, ca orice suflet omenesc care erau unite cu natura lui divină. Deci, observăm, aici pasajul acesta descrie, dacă vreți, experiența Domnului Isus Hristos. A avut și el rațiune, a avut și el conștiință, memorie, voință, sentimente, dar în experiența lui, raportul biblic spune că nu s-a găsit Păcat! Spune uh, Evanghelia după Ioan la capitolul 14 cu versetul 30, Domnul Iisus Hristos el însuși face o declarație despre propria persoană și spunea Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. E foarte important ca să putem înțelege modul cum funcționează mintea lui Dumnezeu, ca să putem înțelege cum ar trebui să funcționeze și mintea noastră. Pentru că vedem foarte multe sincope în modul în care noi ne desfășurăm mintea de zi cu zi, pentru că se pare e mai plăcut să funcționăm după o copie piratată, o copie care poartă amprenta păcatului, care este înscrisă, nu, de la naștere în firea noastră, decât să ne străduim, decât să luptăm, să convergem către această minte desăvârșită și să avem în noi gândul care era și în Hristos Iisus. Cum a reușit Domnul Iisus Hristos să poată să trăiască venind într-o fire asemănătoare cu a păcatului, nu? îmbrăcând natura noastră degenerată după aproape 2000 de ani, cum a reușit El să nu fie uh, viciat, să poată să-și păstreze natura aceasta uh, în privința păcatului uh, desăvârșită. De ce n-au reușit contemporanii lui să-l influențeze, începând din uh, propria casă, din, uh, din, în mijlocul familiei nu de frații lui, de consătenii lui, acolo când lucra la atelierul de tâmplărie și mai târziu chiar în, uh, în mijlocul uh, rabinilor și a uh, poporului întreg. Spunea domnul Hristos despre el și atrăgea atenția în modul cel mai fin și e bine dacă ne aplicăm și noi și luăm seama cum am putea și noi să tindem ca să nu existe în noi păcat. Și spuneam tuitorul, în Psalmul 40 cu versetul 8, un text profetic Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul uh, inimii mele. Pe ideea aceasta, sau ideea aceasta o să încercăm să o dezvoltăm puțin mai târziu și să înțelegem cât de valoroasă este ea, uh, cum poate fi reînnoită mintea noastră astfel încât să putem să funcționăm, dacă putem să folosim expresia aceasta, după cuvântul lui Dumnezeu. Un alt gând, pentru că tot am plecat de la ideea de păcat și care sunt consecințele lui, dacă vrem să avem o viață curată, să trăim în păcați cu Dumnezeu și până la urmă să fim mulțumiți, așa când ne putem privi în, în oglindă, când privim la experiența noastră de zi cu zi, ca oameni în societate, să putem să eliminăm lucrurile care sunt, sau care, în care marile adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu trebuie să-și regăsească locul. Aș vrea să privim puțin la experiența Domnului Iisus Hristos și să înțelegem că viața Lui poate să devină și viața noastră. Mintea Lui poate să devină și mintea noastră. Firea Lui duhovnicească, El este gata să ne ofere fiecăruia dintre noi. Și în Romani, la capitolul 3, cu versetele 25 la 26, el spune, pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui așa, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Iată, neprihănirea Domnului Isus Hristos este exact opusul vieții păcătoase. Și în vremea de acum, în vremea aceasta a sfârșitului, în care oamenii nu mai au o ureche atât de ascultătoare și de primitoare uh, asupra cuvântului lui Dumnezeu, observăm că totuși cerul încearcă să ne-l prezinte pe Domnul Isus Hristos ca un om care a reușit în natură umană să trăiască o viață în ascultare de Dumnezeu. Alegând mintea lui să devină mintea noastră și viața lui să devină viața noastră, avem asigurarea că, la final, vom putea să trăim într-o lume mai bună, într-o lume în care păcatul nu va mai exista. Și ca să trăim într-o lume în care nu mai există nici suferință, nici moarte, nici durere și nici păcat, pentru că lucrurile acestea vor trece, Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi această experiență a convertirii și convertirea trebuie să înceapă în mintea noastră. Vreau ca să clarificăm de la început și să vedem care este unul dintre, una, o consecință, dacă vreți, a păcatului, este faptul că de multe ori suntem confuzi și nu mai știm ce să credem. Uh, și vreau să citesc un text din uh, cartea prorocului Iona, de la capitolul 4 cu versetul 11, care definește, dacă vreți, starea lumii de astăzi în general. Și o să vedeți că marea masă de oameni care se găsea atunci într-o condiție neplăcută lui Dumnezeu, nefavorabilă uh, unei creșteri spirituale pentru ei, există și astăzi. Și prorocul uh, redă cuvintele lui Dumnezeu care spune așa, și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite, haideți să privim puțin asupra acestui text. Ideea principală pe care o scoate în evidență aici cuvântul lui Dumnezeu e că o cetate întreagă, mai mult de 120.000 de oameni, își trăiau viața după o copie pirat. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că ei nu mai trăiau în conformitate cu adevărul lui Dumnezeu, în conformitate cu voința lui Dumnezeu și Dumnezeu constată că oamenii aceștia sunt în, în incapacitatea de a mai distinge între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Oameni care permanent sunt între două păreri. Și observați și astăzi în societate, aducem lucrurile la concret în timpul nostru. Un om nu fumează, iar alți zece fumează. Care dintre ei nu a făcut o alegere corectă? Bineînțeles, dacă privim la numărul celor care sunt poziționați de partea celor care fumează, am putea să spunem că mulțimea are întotdeauna uh, dreptate. Și exemple de felul acesta din orice domeniu vast al societății, al, al lucrurilor de fiecare zi, uh, observăm că trăim într-o confuzie uh, generală familiarizați cu păcatul, conștiința s-a tocit, iar orientarea morală a oamenilor uh, s-a deformat. Haideți să vedem atunci ce este conștiința. Pentru că sunt oameni care își doresc, dacă vreți, uh, să facă alegeri uh, potrivite, să facă alegeri uh, uh, bune, iar uh, în Biblie, termenul acesta de conștiință înseamnă cunoaștere de uh, sine. Și dacă ar fi să ne gândim puțin la câteva detalii, conștiința este darul lui Dumnezeu cu care este înzestrat fiecare om. Este capacitatea dată de Dumnezeu omului de a se analiza, de, de a, de a se analiza deci personal, a se judeca și a stabili starea în care se află. Și dacă vreți, este spațiul pe care și l-a rezervat Dumnezeu în mintea fiecărui om. Deci, conștiința este un judecător lăuntric care ne poate examina acțiunile, atitudinile și uh, deciziile. Haideți să vedem care este rolul conștiinței. Și vreau să amintesc aici un, uh, o idee foarte uh, care mie mi-a plăcut foarte mult. Și ar fi bine, pentru că, de fapt, suntem chemați de Dumnezeu să ne analizăm propria noastră viață și să vedem ce ne spune conștiința, facem bine sau facem rău. Și ca să vă dau un alt exemplu, am auzit o experiență a unui copil din clasele primare care, într-o dispută, într-o ceartă, cum se mai ceartă copiii, l-a lovit pe colegul, pe colegul lui. Dar nu doar că l-a lovit... Și efectiv l-a călcat în picioare un copil cu vârsta de 9 sau 10 ani. Ideea este că, după ce l-a bătut într-un hal fără de hal, l-a lăsat acolo aproape ca mort, ideea era semnalată de cei care au asistat la acea scenă, că acest copil nu avea nici măcar un regret, nici măcar o părere de rău. Ne întrebăm ce fel lucra conștiința nu? în mintea acestui copil de o vârstă atât de fragedă. De aceea, haideți să vedem care este rolul conștiinței și cât de mult ne poate ajuta pe fiecare dintre noi. Conștiința slujește drept călăuză la împlinirea legii. Ea este judecătorul neadormit și aspru, care nu se poate cumpăra cu nimic și care se pronunță asupra fiecarei fapte arătând dacă aceasta este bună sau rea, și deci dacă trebuie săvârșită sau nu. Ea își ridică glasul atât înainte de săvârșirea unei fapte, cât și după săvârșirea ei. Înainte de săvârșirea unei fapte, conștiința ne spune dacă fapta este bună sau rea și ne sfătuiește să o împlinim sau nu. După săvârșirea faptei, tot ea ne judecă. Dacă am ascultat de glasul ei, dacă ne-am împlinit datoria și ne-am ferit de faptele rele, atunci conștiința ne răsplătește cu bucurie, mulțumire și liniște sufletească. Iar dacă n-am ascultat de glasul conștiinței și am săvârșit fapte rele, atunci ea ne pedepsește cu aspre mustrări, simți, adică ne neliniște și apăsare în suflet. De aceea creștinul trebuie să asculte totdeauna de glasul conștiinței sale. Orice lucrare potrivnică conștiinței este rea și aduce după sine pedeapsa. Întrebarea este, putem în orice situație sau orice persoană poate să se bazeze doar pe propria conștiință? Poate ea să um, urmeze îndemnurile a ceea ce îi dictează uh, uh, mintea sa? Și vreau să uh, ne aplicăm asupra câtorva idei, da. Deci ne putem baza pe conștiința noastră când discernământul nostru funcționează după licența edenică. Adică cum? Adică dacă avem gândul lui Hristos în experiența noastră de zi cu zi. Și vreau să mă folosesc de două exemple din Sfânta Scriptură care arată că ne putem baza pe conștiința noastră în măsura în care spuneam aceasta este supusă Cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să. Citim un text din Iov, capitolul 27, cu versetul 6, unde Iov, care a acordat o mare atenție conștiinței sale, lăsându-o să drume îndrume acțiunile și deciziile, spunea, Inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele e un gând extraordinar, e un gând deosebit. El putea să afirme cu bucurie, cu deschidere că nu se simte de cu alte cuvinte mustrat, adică conștiința pe iov nu-l chinuia cu sentimentul acesta de rușine și de vinovăție. Câți dintre noi putem să plecăm capul seara, atunci când mergem la culcare și să putem des starea noastră interioară, starea noastră sufletească și să spunem că inima nu ne mustră pentru niciuna din zilele vieții noastre. La fel dacă citim de, de, din experiența lui David acesta are o o situație mai puțin plăcută în care zicem noi că a fost nevoie să taie colțul hainei regelui Saul. După ce a făcut lucrul acesta, Biblia spune că, după aceea, inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Deci, observați o frământare în corpul lui, o stare de neliniște, datorită faptului că, oarecum, prezentase o atitudine lipsită de respect față de primul împărat al lui Israel. În contextul acesta, Putem spune că avem discernământ, conștiința noastră funcționează și ne putem baza, baza pe ea pentru că în ea este gândul lui Hristos. Dar sunt și situații în care conștiința nu funcționează așa cum ar trebui și în contextul acela... Ar trebui să nu ne bazăm pe ea. Deci conștiința care socotește bun, ceea ce este rău, și rău, ceea ce este bun, nu este o conștiință pe care noi ne putem baza. Și uitați cum ce spune apostolul Pavel despre această categorie de oameni. Pavel nu a vorbit de cei care sunt, spune în 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 2 însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Fierul roșu avea rolul, nu? așa cum se proceda înainte la animale, să ardă o anumită parte din, din piele, ardea până la carne, iar carnea aceasta rămânea cicatrizată și insensibilă. Nu? Dacă îl loveai în locul acela, pentru că erau distruși uh, uh, nervii, uh, animalul nu mai simțea durerea. Iar Pavel vorbește aici de o conștiință care este însemnată cu fierul roșu, adică o conștiință care nu mai răspunde, nu, nu, a devenit insensibilă pentru că s-a obișnuit atât de mult, atât de mult cu cu, cu păcatul. Uh, cu ani în urmă mergeam în penitenciar și am avut ocazia să cunosc diferiți oameni. Și referitor la punctul acesta vreau să vă spun că am întâlnit și oameni cu o conștiință împietrită. Indiferent ce ai fi încercat să le spui, să povestești de suflet, să-L zugrăvești pe Domnul Iisus Hristos ca iertător de păcate și uh, să-L uh, descopere ca un urzitor al unei mântuiri veșnice, oamenii aceștia nu schițau uh, nimic. De ce? Pentru că conștiința lor era cicatrizată și insensibilă, era împietrită și nu mai aveau sentimentul acela de rușine sau de, sau de vină. De aceea, Isaia, profetul Isaia, nu? încearcă să definească din nou și rostește un vai, rostește un vai asupra oamenilor, spunând, vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de uh, amărăciune. Aici este societatea de astăzi. Credincioșii din era uh, secolului Puritană, din era secolului al XVII-lea, aveau o altă părere despre ei uh, înșiși. Ei uh, se temeau de realitatea păcatului care era prezentă la vremea aceea între ei și căutau să se asigure noaptea când mergeau la culcare, își revizuiau viața, își puneau conștiința în fața cuvântului lui Dumnezeu și doreau ca să corecteze lucrurile care erau greșite în experiența lor. Cineva, pentru că ne interesează, nu, subiectul acesta a descoperit în cartea unor oameni care au trăit la începutul secolului, secolului trecut niște cărți care tratau subiectul acesta al păcatului, scrise de păstori diferiți. Și era uimit de titlurile pe care ei le foloseau în prezentările lor: Păcătoșenia păcatului, păcatul teribil de dăunător anatomia păcatelor secrete, răul relelor sau păcătoșenia grozavă a păcatului. Deci, astăzi oamenii nu mai privesc răul așa cum ar trebui ca să fie privit ca o forță diabolică, nu? Care lucrează în noi și ne distruge pe zi ce trece. Păcatul, nu? Este josnic, este odios, este grav, este contagios, este periculos, dacă vreți, este virulent, este otrăvitor, este ucigaș. Noțiunile acestea, astăzi spuneam, sunt cosmetizate, am convertit tot ceea ce nu este conform voinței lui Dumnezeu și am încercat să adaptăm la un stil de viață, considerând că putem fi mântuiți prin har, fără ascultare de toate cuvintele lui Dumnezeu. Și de aceea observam astăzi și spuneam că de ce unul stă cu sticla nu? de alcool în față sau unul stă cu Biblia în față și zece stau cu, cu, cu sticla de alcool uh, într-un birt la mesele lor. De ce? Uitați ce spune Cugetări de pe Muntele Fericirilor. Chiar acolo unde conștiința îi avertizează pe creștini să se ferească, să se lepede de sine, să se oprească, acolo cel lumesc trece hotarul spre a-și satisface pornirile sale egoiste. De o parte a hotarului este umilul urmaș al lui Hristos, de cealaltă parte este ușuraticul iubitor de lume, sclavul modei, de dat la frivolitate, răsfățându-se în plăceri oprite. Iată dragii mei, din nou revenim la aceste două clase. Diferența, vedem că este făcută de cei care au gândul lui Hristos, trăiesc într-un fel diferit, nu creștinește care sunt din ce în ce mai puțin de apreciat în societatea contemporană de astăzi, dar rolul lor este ca să conserve, ei sunt sarea pământului și ei trebuie să ofere aceste valori unei societăți adormite datorită păcatului. O să trecem la, următorul, la următoarea idee, o să sar peste un paragraf care l-am avut aici notat și aș vrea să vorbim despre o conștiință adormită care scuză Păcatul. Cred că ar trebui să conștientizăm cu toții că nu suntem în siguranță când ne închidem ochii și ne împietrim conștiința astfel încât să nu ne mai dăm seama de păcatele noastre. Și așa să mă folosesc despre, să folosesc un exemplu. Să ne folosim de experiența lui David, care a păcătuit înaintea lui Dumnezeu și el, despre el, inspirația declară că, de fapt, avea o conștiință, nu? A De ce? David își scuzase față de sine însuși cursul păcătos până când căile sale au început să pară acceptabile în propria viziune. Un pas greșit pregătise calea pentru altul. Deci, observați, păcatul repetat sau faptul că am îndepărtat din conștiință un anumit stâlp care aduce nu, informația cu privire la modul nostru de viață, și familiarizându-ne cu viețuirea celor din jurul nostru, ne face să ne scuzăm propriile noastre defecte și propriile noastre urmări până când începem să credem că e bine și așa, nu? E bine și așa pentru că și ceilalți săvârșesc păcatul ca și noi. Dar întrebarea este, se mai poate schimba o conștiință greșită într-o conștiință bună? Poate să aibă loc această schimbare, această transformare în experiența noastră? Poate că dintre cei care ne urmăresc acum, mulți nu sunt mulțumiți de starea lor și nu știu cum să înceapă. Nu știu ce să facă. Păcatul i-a robit atât de puternic încât sunt decăzuți și nu mai au nicio perspectivă. Aș vrea să vă spun și să vă ofer vestea bună, dragii mei, că Evanghelia ne, ne descoperă care este această soluție. Și avem și îndemnul din Efeseni, capitolul 4, cu versetul 23, unde ni se spune să vă înnoiți, în duhul minții voastre. Deci se poate, se poate ca o conștiință care nu performează după gândul lui Dumnezeu să devină o conștiință credincioasă, loială și să facă distinția, să aibă discernământul, să aleagă între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Cum putem să ne înnoim în duhul minții noastre? Subconștientul nostru alimentează conștiința. Subconștientul preia informațiile așa cum îi sunt uh, furnizate, iar discernământul îl are doar conștiința. De aceea, ce ar trebui să facem? Deci, dacă subconștientul nostru alimentează conștiința, ar trebui ca să știm ce hrană să dăm conștiinței noastre, nu? Uh, subconștientului nostru. Să fim atenți la porțile de intrare ale Sufletului, pentru că. Putem să primim în experiența noastră păcatul prin privit, prin citit, prin pipăit sau putem să primim informații valoroase. De aceea, în Deuteronomul capitolul 6 cu versetele 6 la 9, putem să vedem că în subconștientul nostru putem să aducem cuvântul lui Dumnezeu și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Iată gândul lui Dumnezeu, cum începe înnoirea minții, cum putem să avem un discernământ sănătos ca să putem face alegeri corecte, avem nevoie de adevăr, avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de poruncile lui Dumnezeu care să le avem în inima noastră. Aceasta înseamnă să avem gândul lui Hristos. Aceasta înseamnă nu, să avem în fundul inimii noastre legea lui Dumnezeu. Și atunci când legea lui Dumnezeu va fi ca niște fruntarii între ochii noștri, Gândiți-vă că vom putea să luăm decizii sau deciziile și judecățile pe care le emitem sunt luate la nivelul lobilor frontali. Deci când regăsim această informație prețioasă, păcatul va deveni un accident în viața noastră până când vom ajunge la desăvârșirea care o cere cuvântul lui Dumnezeu. Deci, următoarea idee Scoate în evidență că nu ne putem baza pe conștiința noastră în orice context. Sigur, avem uh, idei, gânduri, moștenite, experiențe de viață, dar aici cuvântul lui Dumnezeu uh, sau ideea aceasta uh, spune, pentru a viețui în cadrul moralității creștine, este necesar ca omul să se raporteze la anumite repere fixe, printre care, cuștiință sau nu, se află binele și adevărul. Conștiința este în mod intrinsec legată de adevăr nu revine conștiinței să creeze binele și adevărul. Acesta există deja și necesită acestea există deja și necesită să fie descoperite și interiorizate. Acesta este gândul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. În felul acesta, procesul de înnoire a minții poate să aibă loc. Spunea Pavel în Evrei, capitolul 10, cu versetul 16. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie uh, în mintea lor. Familiarizarea noastră cu scripturile, următoarea idee, dezvoltă capacitatea de discernământ între bine și rău. Deci, dacă vrem și ne dorim cu toții convertirea reală, Haideți să ne familiarizăm cu scripturile și cu voința lui Dumnezeu. Pentru că ce fac scripturile, ce face cuvântul inspirat, dezvoltă capacitatea de discernământ între bine și rău. Gândiți-vă ce minunat a fost că Dumnezeu l-a trimis pe Iona în acea cetate Ninive ca să ducă cuvântul lui Dumnezeu. 120.000 de oameni, o cetate întreagă, care nu știau să deosebească dreapta de stânga lor. Iar dacă Evanghelia a ajuns în casa ta. Dacă o citești și dacă dorești să interiorizezi în experiența ta adevărurile minunate ale Cuvântului lui Dumnezeu, dezvolți capacitatea aceasta de discernământ. Încă o idee din paragraful acesta spunea motivul pentru care Satana deține o putere atât de mare în dominarea minții și a inimii oamenilor este faptul că aceștia nu au făcut din cuvântul lui Dumnezeu sfătuitorul lor personal și nu și-au verificat conduita prin intermediul testului veritabil al Scripturii. Psihologul acela, Meninger, spunea că societatea întreagă este, este coruptă și a dispărut noțiunea de păcat, dar tot el spunea și observa că până și societatea creștină nu este afectată. De ce? Pentru că n-am făcut din Cuvântul lui Dumnezeu izvorul tăriei noastre, scriptura n-a devenit uh, bucuria noastră personală, să auzim vocea lui Dumnezeu care se adresează fiecăruia dintre noi. Deci, înnoirea minții începe prin a o hrăni cu lucruri sănătoase. Iar acolo unde ea este greșită, uitați ce făgăduință avem din partea Cuvântului Lui Dumnezeu. Cu atât mai mult, spune în Evrei 9 cu 14, sângele Lui Hristos, care prin Duhul Său cel Veșnic s-a adus pe sine însuși, jerfă pentru pată Lui Dumnezeu, fără pată Lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului Celui Viu. Și aici vreau să, 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 să privim această făgăduință minunată și să mulțumim lui Dumnezeu că, observați, Dumnezeu poate să îndepărteze din, din, din conștiința noastră copia aceea pirat, în care de la naștere am fost învățați să săvârșim răul, să producem suferință în jurul nostru. Și el promite că sângele lui poate să elibereze conștiința noastră de remușcările trecutului și să ne facă ființe noi. Și ca să putem înțelege, poate ne putem identifica și poate ne putem întreba chiar și eu trebuie să-mi schimb mintea, haideți să vedem ce, dacă lucrurile pe care le citesc acum se regăsesc în mintea noastră din Galateni, faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbiile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci, dacă te regăsești într-unul din aceste detalii pe care le oferă Sfânta Scriptură, aș vrea să-ți spun că ai nevoie de schimbare. Ai nevoie de o minte nouă, marca licența lui Hristos. Este timpul, astăzi, să-ți dorești pentru tine personal această reînnoire. Ce se întâmplă în momentul în care mintea noastră începe să acumuleze informații, să preia gândul Domnului Isus Hristos. Se întâmplă un lucru extraordinar, e un fenomen care cred că merită să ne aplicăm asupra Lui și să căutăm să-L înțelegem. În Ioan capitolul 8 cu versetul 9, raportul biblic spune Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor. Deci observați primirea cuvântului lui Dumnezeu, reînnoirea minții ce aduce începe să, să producă uh, clar, claritate, nu? Începe să te mustre propria conștiință. De ce? Pentru că tu ai adus informația corectă, ai adus informația curată. Și uh, propriul tău cuget nu-ți mai dă uh, liniște și te frământă. Am amintit mai devreme despre David, nu? Care a încercat să-și liniștească conștiința. Uh, nu e chiar păcat, uh, a început chiar să-și să dea credit că nu face lucrurile chiar atât de grav. Uitați ce s-a întâmplat în, 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 în mintea lui David, în momentul în care i s-a reactivat conștiința. Spune în Spiritual Gifts, David s-a trezit ca dintr-un vis. El a simțit păcătoșenia sa. El nu a căutat să-și scuze faptele sale, faptele sau păcatele sale, așa cum făcuse Saul, ci cu remușcări și căință sinceră, el și-a plecat capul înaintea lui Dumnezeu extraordinară această experiență, nu ca dintr-un vis, ne putem trezi, dragii mei, în momentul în care dorim să trăim după dreptarul învățătorii sănătoase. Experiența lui este o experiență pe care personal uh, mi-o doresc și mie, ca Dumnezeu să reactiveze conștiința noastră la plinătatea ei să putem descoperi caracterul odios al păcatului, să putem înțelege că Hristos l-a plătit cu propriul lui sânge. Iar în a doua Samuel, capitolul 15 cu 30, un tablou atât de frumos despre David, atunci când suia dealul măslinilor, spune suia plângând și cu capul acoperit. Iar uh, paragraful următor uh, uh, ne prezintă nu, efectul unei minți uh, înnoite. David era îmbrăcat în sac și avea mustrări de conștiință. De fapt, semnele exterioare ale umilinței lui mărturiseau despre căința sa. Observați, vă aduceți aminte când Dumnezeu i-a vindecat pe cei doi demonizați. Primul lucru sau primul impact pentru societate era că aceștia nu mai umblau în golicinea lor, ci erau îmbrăcați decent. Dumnezeu, deci clarifică, observați chiar și problema aceasta și spuneam într-o comunitate nu de mult, dacă vrei să umbli în trend, nu pentru că toată lumea își dorește să fie în trend, adoptă acel singur brand care avea chestia aceea albastră, nu? pe care trebuia să o poarte la îmbrăcămintea lor israeliții. Este singurul brand, nu? Canaful acela, sau cum îi spunea, care trebuiau să îi deosebească față de celelalte națiuni. Deci David își dovedea acum pocăința și prin, din exteriorul lui. Și spune mai departe, niciodată n-a fost David mai scump inimii iubirii infinite ca atunci când, biciuit de conștiință, fugea să-și cape viața de dușmanii săi. Iată o asemenea conștiință sau de o asemenea uh, experiență avem nevoie fiecare dintre noi. Este experiența lui Iacov care a luptat cu Dumnezeu. Este experiența celor care, la, în ziua revenirii Domnului Isus Hristos, uh, au reușit să rezolve problema aceasta, au reușit să-și înnoiască mintea, încât în momentele când, var, când vor rămâne fără mijlocitor, nu mai este niciun păcat nemărturisit și nepărăsit care să le vină uh, în minte aș vrea ca să încheiem și să vedem cu ce putem rămâne. E important procesul acesta al transformării pentru tine? Dacă da, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu ne dă posibilitatea de a vedea viața adevărată în lumina jertfei Fiului Său și de a observa soluția Lui la problema păcatului. Isaia, capitolul 55 cu 7, spunea să se lase cel rău de calea lui și omul cel nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să nu mai funcționăm după gândul acesta al firii păcătoase, al păcatului, ci să ne dorim reînnoirea aceasta a minții noastre. Pentru că dacă rămânem într-o asemenea minte, funcționând după copia aceea luciferiană, cuvântul lui Dumnezeu spunea despre Iuda spune: În timpul cinei, după ce diavolul puseseră în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Vedeți, vedeți, cu câtă ușurință poate diavolul să-și perpetueze licența păcatului și a neascultării în mintea noastră, punând gândurile lui în locul gândului lui Hristos. Și închei cu ultimul text, pentru că îmi doresc această reînnoire pentru mine personal și pentru fiecare dintre noi să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Mulțumim Tatălui Ceresc că prin Hristos mintea lui poate să devină și mintea ta. Mulțumim lui că prin sângele lui, conștiința noastră, cugetul nostru poate să fie curățit și până când ea nu se împietrește, este har. De aceea te invit astăzi să-ți încredințezi viața în mâna lui Dumnezeu și să aduci în subconștientul tău aceste adevăruri minunate ale Evangheliei care să te ajute prin discernământ să faci alegerea potrivită. Dumnezeu să te binecuvinteze și să lase pacea sa peste fiecare dintre noi. Amin.